adunăm toate acestea, în evident să simți nevoia să dăruiești și dăruim acest program. Noi, elevii clasei a patra din Gimnaziul Sârcova, cu mamele noastre, tuturor sufletelor pline de tinerețe și fără bătrânețe. Tată, ce zici dacă adunăm astă seară într-o șezătoare niște personaje de-a lui Ion Creangă? Ei, draga tate, tu nici nu știi câte zile putem face maică-ta. Adineaua chiar mi-a spus să te alung de acasă. Tocmai de aceea, tată, lasă-mă să mă întâlnesc cu prietenii, Cazie și Sfântul Andrei, cu fetele, să ne mai distrăm, să ne mai vrăjim și apoi mă vă duce unde mor duce ochii. Căci mâine am picioare am și de m-ar ține Dumnezeu să nu atasă, nu mă apropă de eu lumea asta mare. O chem îndată pe Smărândița să-mi dea o mână de ajutor și toate vor fi bune și frumoase. Atunci am să fac lucru pe afară. Am să strâng ouăle de la porumbacă să înghețe peste noapte. Am să închidezi ca să nu dea Doamne Ferește să dea lucruri peste ei. Iar tu pregătești celălalt odare. Fată frumoasă și harnică, cu ce-ți pot fi de folos? Smărândiță, m-am gândit să organizez o șezătoare a personajelor lui Ion Creangă. E o idee minunată. Mi-e dus și mie de ei. E seara Sfântului Andrei. Să ne mai distrăm, oleacă. Să ne întâlnim cum se cuvine. Bine ați venit! Pai, ne vede și oare iar ca așa a venit la șezătoare, da, da, da. Pai, ne vede și oare iar ca așa a venit la șezătoare, da, da, da. Să aducem copiilor pane cu bodeștilor. Să aducem copiilor farmecul poveștilor. Și-am venit cu ei în coace, iar ca așa personajul ce vă place, da, da, da. Și-am venit cu ei în coace, iar ca așa personajul ce vă place, da, da, da. Noi vă salutăm copii, vor la gate bucurii. Noi vă salutăm copii, spor la carte bucurii. Ioane șarlatane cu bomboane buzunare, șarlatane.
Cine vine în astă seară? Soacra cu nurorile frumoase ca florile. Soacră, soacră, pama acră, te te coace, cum te coace, dulce tot, nu te mai faci. Ei, nu e chiar așa, am spus că a trecut vremea șezător, vorba aceea. Mi-ai luat cerceș și sabie, că de acum am plete albe. Mămuca mi-a spus că la șezătoare nu se vine cu mâinile goale. Și de aceea, obicei nepotrivit, am adus niște mămăligă, ceapă, usturoi. Dar eu am adus două cepe, să ne avem oițe stierpe. Fate dragă, să știi că bine ți-ai gândit să ne aduci la o șezătoare ca asta niște bucate. Nu cumva te-a învățat mama vitregă? Ei, fetelor, voi dacă vreți, mânca ceva adus cumnatele mele. Dar eu adus ceva de-a cătării. Brânză, slănină, unt, ouă, plăcinte, că neam din neamul meu n-am mai mâncat bucate de ale mămucăi. Iar eu am adus la șezătoare pâine și sare, ca să avem mult soare. Eu am adus 5 ouă de găină să-mi găsesc o gospodină. Eu am adus plăcințele cu măra să-mi găsesc un gospodar. Iar eu am adus 9 căței de usturoi să ploaie și pe la noi. Iar eu am adus un coș de mere să ne păzească Dumnezeu de rele. De Doamne, de Doamne! Thank you.
Deci, o avem pe frumoasa cuconiță care chiar azi îi omagează ziua de naștere și joacă rolul fata babei și acest mândru flăcău care e omagiat cu numele Adrian, care joacă un rol foarte frumos, care o să-l avem. Din partea noastră, aș vrea să-i le facem un cadou dulce, să-i omagiem, să le dorim multă, multă sănătate, ca de voie. Dar vreau să se ridice și două mămici care au adus acești doi frumoși îngerași pe lume. Nu vă rușinați, știu că e surpriză pentru voi. Le aplaudăm! Vreau ca să-i sărut acești doi copilași, sunt doi îngerași. Și le doresc multă sănătate. Că mulți ani trăiască, poate ați auzit din bătrâni, de la părinți? Ha, se fur porțile. Se fur porțile? Dar de la cine se fur porțile? De la fete, de la oamenii cei care au o fată de măritat. Și nu mai fete? Sau băieți și încă? Păi vă la băștile pe la drum și dacă vine pe nimeni. Să vedem dacă știți unde vă sunt balabuștele. Ce se vrăjie! Ce se mai fac? Pregătete! Bucate cu usturoi! Și ce se face ca să nu vină? Se bucușe cu usturoi! Ca să nu vină? Să fure usturoi! Să nu vină cine? Frigoi! Așa, să nu vină cu usturoi! Fietelor, hai să ne ghicim, să vedem care prima se va mărita! Vai de noi, n-a venit niciun câine să ne mănânce balabuștele. Înseamnă că nu e vreme să ne mărităm, dar să mai învățăm. Păi lasă, fetelor, nu ne face bine de mărea. O să încercăm și la anul. Mai știți vă una? Cu cățălin. De azi de-am, cine ajunge mai rău deci? Aici, Cine ne-a vrea? Eu. Hai, treci, am de-o scăunelie de
adus. Dar închide ochișorii. Așa, se închide ochii și întoarce fața în coace. Așa. Și închide ochii. Strâns, nu vedeți. Oblinda. Este oblinda. Oblinda ține. Da. Spune, ce ochi are? Să aibă niște ochișori albași ca la broaște. Niște obrăjori? Niște obrăjori ca niște bujoci. O guriță ca macul înflorit. Un lăsuc roșu, parcă l-a bătut gerul o leacă. Un păr ca, ca soarele. Bun, dar o să fie. Vrei să o duveți? Da, ori nu? Da. Ia, te rog, uite, în oglindă și ia-o! Asta nu e prea ușor. Nu te supăra prea tare. Te aleg cu o cântare. Cu
cucurigu! Degeaba cu cântatul, nu mi se umple stomacul. Și dacă nu-mi faci un ou ușor, o să primești un bețușor. Auleu, mi-ai rupt pe coastă și știi că o să fug de casă. Cucurigu! Of, Doamne, Doamne, și-a pierdut mințile de foame. Tare aș vrea să-i fac un bine, că a avut grijă de mine, că la suflet e nebun. Ce-o fi oare acolo în drum? Ia te uită, o punguță. Vai, ce bine e venită, dacă are și un bănuț, îl fac pe moș fericit. N-are unul, are doi, să dau fuga înapoi. Ia stai, vizitivole! Ce văd de pe carare? Un cucoș punguță are! Vizitiv, prinde și ai punguța și adă mie funguța! Cucurigu, băi măr, dați punguța cu doi bani! Cucoșul ăsta n-a auzit, tot ce ajunge la noi nu se mai dă înapoi! Cucurigu, a fost prădat, nu mă mai las cu una cu două! Cucurigu, gospodari, dați punguța cu dolari! Ușerul de la parlamentar. Iau buzunar mare. Se ieși tot spânt de gură. Face-i spravă că de pe cale. Schimbă o pungă pe un gânsac, îl știți?
Știți? De greu cu spărul s-a luptat, l-a ajutat căluțul, dar cine e insulul? Harabar! Dar de unde știți? Cred eu că toți ați mirat când e povestea ați aflat despre cocoșul năzdrăvan ca cel din povestea... Punguța? Tot! Punguța cu doi bani! Voi, am mâncat păpară bună, fata popii ștrengărița, cum o cheamă, cine-mi spune? Smărândiță! Eu, când aude șezătoare, arde focul sub picioare, iar când aude zi de lucru, mi-e greu trupul ca butucul. Rumoase foși, carne care a rămas, ți-a ieșit un sfânt din gură, plăt de hardic porc. Asta e neșezător, mi-a pus o vie cu flori, șa-la-la-la-la-la-la. Asta e neșezător, mi-a pus o vie cu flori, șa-la-la-la-la-la-la. Mi-a pus o vie cu flori, să fiu dragă la fecior, șa-la. Nu-i mamuca, dar cine dacă nu-i mamuca? Mă duc eu să-l deschid.
Bădică, bădică, nu cumva să faceți poză să deschideți ușa, că apoi a venit cineva și a zice, deschideți ușa, că vei veni mătușa, și apoi vă trebuie să deschideți ușa? Nu știu părerea, m-am măcit, ori n-am nimerit la casa cu mătri, parcă am auzit glasul finelor. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg? Afară mâncășosule, șticalosule. Nu primim lupt la șezători. Las că vă jumulesc eu după șezători. Mai puneți pofta în cui, nașule. Dragii mei, serviți plăcințele cu poalele în brâu. Luați cât sunt fierbinți. Da? De plăcințele de gură, de văzare și mai tare. Știe cineva care este mai bun bucătar de lume? Foamea! Laudă-ne gure că ți-a dat friptură. Dacă nu mai laudat, nici plăcinte nu te-a dat. Ce trebuie nu minciuri, mâncarea dimineața nu iese viața de plăcinte lățesc. Bucățica din mâna asta e mai bună. Data unde? Am mâncat-o și Да ну, куда? Да ну, куда? Да ну, куда? Да ну, куда?
Oare cine e rusul ăsta? Parcă am mai auzit cum de unul ca dânsul. Eu? Eu sunt altul. Eu sunt Ivan, Vania Torbișchin. Și vopșie, văd că aveți? N-avem. Capacioc e? Perafel sunt lui. Mamucica, câte fete frumoase aici de buleac. Ia, ca majorul, trebuie ceva să te fac znacom cu lumea de aici. Apoi, oameni buni, să știți că m-a trimis mamaia la Zarabotca, la Moscova. Dumnealui, mujicu, m-a învățat rusești, apoi m-a dus de nas. Adică, într-un fel, mi-a cerut mâna și inima, dar mi-a luat numai banii și toți fidanii Aglaia. Mai bine mă duceam în Turcia, la Mohamed, și nu mă mai întâlneam cu asiolul ăsta, Solim. No, fără să plin. Tișa Aglaia, bagă de seamă că nimeni zapă sunt turbâncă, vidmă. Dar tu o să nimerești la jumări, că arătea la mama dracului cu tot cu turbâncă. Ce-a chetat pe nas i-a dat. Făgărești nasă, dar e sănătoasă. Știi, omul ce-a pățit dinainte să a gândit. Bine, Ivan, s-a uitat turbinca. Mamăcuță! Da, voi bucușită cu drag, iau, paravan și demoni! Я как пазла, как сказала!
Băieții, cât de...
noi. Vorbesc
vecinili, c-am băut găinili. Mă vorbesc vecinili, c-am băut găinili. Dar eu de moi mânie și cu coșunii lui be. Dar eu de moi mânie și cu coșunii lui be. Aste varo trecut anul de când a băut suma. Aste varo trecut anul de când a băut suma. Mi-a rămas sumânică pe și ea duminică. Mi-a rămas sumânică pe și ea duminică. Bărbatul când m-a luat, el mie ni s-a jurat. Bărbatul când m-a luat, el mie mi s-a jurat. Că nici când el nu mă bate, numai câte un pumn în spate. Că nici când el nu mă bate, numai câte un pumn în spate. Un pumn bun și o lovitură, mi-o sări din ții din gură. Un pumn bun și o lovitură, mi-o sări din ții din gură. Și măsăua și-i din fund, pe o ureche nici n-aud. Și măsăua cea-i din fund, pe o ureche nici n-aud. Bărbățelul el și-l drag, nu m-a privit ca un țap. Bărbățelul el și-l drag, nu m-a privit ca un țap. Eu mai rămas o găină, dar sfumeie gospodină. Eu mai rămas o găină, dar sfumeie gospodină. Bărbățele, bărbățele, nu mai mai ține de rele. Bărbățele, bărbățele, nu mai ține de rele. Eu rămas un cucoș, nu te mai uita pe dos. Mi-a rămas și un cucoș, nu te mai uita pe dos. Lai, 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 lai. Și-a plecat creangă în lume, tot să depene să spună tot ce are sfânt. Un grai, tot ce are scump, un plai. Multe seri vom mai sta la sfat cu bunicul nostru din Hunulești. De la dânsul și de la opera lui Nemuritoare am învățat că trebuie să fim puternici și descurcăreți ca harapalti, buni și jucubeți ca Danilă Trepeleac, harnici isteți ca fata moșneagului. El ne-a învățat că rău e ceva trecător, dar dacă prețuiești prietenia și ai un prieten devotat și bun, nimeni nu-ți va sta în cale nici când. Sărbător de dar între flori, noi vă dorim azi tuturor de viață să vă bucurați, prieteni, muzuror și frați, de viață. Să mai veniți așezător,
Iuliana, mămicilor care au participat activ la această prezentare. Vă mulțumesc foarte mult! Bravo! Băieți, din măsurile care le-am urmărit astăzi, am văzut că sunteți băieți deștepți, băieți isteți, energici, curioși. Atâtea cunoștințe aveți despre proverbe, zicători, povești, eroi. Când reușiți să le aflați pe toate? Citim povești! Ion Greană! Și numai? Mai multe! Danca cui? Arab Ab! Vasile Alexandri, Nicolae Grija. Bravo, băieți, v-ați prezentat de minune astăzi. Noi am primit o satisfacție sufletească de la ambele măsuri. Mulțumim din partea direcției de învățământ mămicilor că au găsit timp și au venit împreună cu copiii lor să participe la această măsură. Vă mulțumim, succes! Mulțumim.